La compartimentul de stare civilă din Făgăraș a fost mai mare înghesuială anul trecut față de 2012. În fața ofițerului de stare civilă și-au unit destinele 219 cupluri. De asemenea, au fost înregistrate 693 de nașteri, mai mult față de anul 2012, când au fost înregistrate 647 de nașteri. Totuși, și numărul deceselor a crescut în 2013. Dacă în 2012 au fost înregistrate pe raza municipiului 354 de decese, în anul care tocmai s-a încheiat, au fost 377 de decese. Comparativ cu 2012, în 2013 avem mai multe nașteri, căsătorii și decese. Un fapt îmbucurător pentru Făgăraș este sporul natural pozitiv, adică numărul nașterilor este mai mare decât al deceselor. Așa cum reiese din statistică, numărul nou-născuților este dublu față de cel al decedaților.